Pele este considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile, chiar dacă nu a jucat în Europa și nu a reușit să cucerească trofeul UEFA Champions League. Astăzi îi vom da șansa să se bată pentru cel mai important trofeu european, însă echipele de top nu au vrut să-l semneze, iar singura ofertă pe care a primit-o a fost din partea celor de la Brest, echipă ce evoluează în UCL în acest sezon, dar să recunoaștem, nu are șanse prea mari să câștige Champions League-ul, mai ales cu acest lot de jucători. Există totuși trei clauze secrete în contractul semnat de Pele, iar prima dintre ele spune că pentru fiecare gol marcat de Brest în partidele de campionat de dinaintea debutului în UCL, Pele își poate aduce o legendă lângă el care să-l ajute să aibă o șansă reală la câștigarea trofeului. Primul meci de campionat pe care Brest îl dispută cu Pele în teren este în fața celor de la Marseille, partidă simulată chiar în aceste momente și terminată cu victoria celor de la Brest, 2-1 pentru echipa lui Pele, ce se află chiar pe lista marcatorilor. Două goluri marcate înseamnă două legende, însă această roată ne va ajuta să alegem dacă legenda este icon sau hero. Dăm de roată pentru prima oară în acest clip și hai să vedem unde se va opri aceasta. Se pare că primul jucător de legendă pe care îl aducem la echipa lui Pele va fi un icon. Pentru că s-au marcat două goluri, mai dăm o dată de roată și hai să vedem de această dată unde se va opri. Se pare că și cel de-al doilea jucător pe care îl vom aduce va fi tot un icon. O echipă puternică are nevoie de un portar genial, așa că prima legendă pe care o aducem la echipa lui Pele este Buffon, ce în sfârșit își face apariția în FC25. În sfârșit s-au gândit să-i dea o bine meritată carte icon. Cea de-a doua legendă ce a fost convinsă de Pele să vină să-l ajute este unul dintre cei mai mari fundași, Paolo Maldini își face prezența la noua sa echipă. A doua partidă din campionat este în deplasare cu cei de la Lens, unde nu ne putem dori decât să marcăm de cât mai multe ori. Brest reușește să câștige, marchează de două ori și în această partidă, așa că vom avea voie să dăm din nou de două ori de roată. A plecat roata care se învârte de zor și se pare că de această dată se oprește în dreptul unui jucător hero. Dăm și a doua oară de roată și hai să vedem acum unde se oprește. Se pare că vom avea parte de încă un jucător icon. Am avut de ales un hero pentru echipa lui Pele, iar acesta este un jucător senzațional. Hazard promite să nu se hazardeze deloc și să o ajute pe Brest. Mai vine un icon și vine unul tare de tot. Xavi promite să facă la echipa lui Pele ce a făcut și pentru Barcelona. Mai sunt două partide de disputat înaintea debutului în Liga Campionilor. Brest joacă acasă cu cei de la Saint-Étienne. Hai să simulăm această partidă și din nou victorie! Echipa lui Pele marchează de 3 ori de această dată. Ați înțeles deja ideea, va trebui să dăm de 3 ori de roată acum. Prima oară se pare că se oprește la un jucător hero. A plecat și a doua oară roata, hai să vedem unde se oprește. Vom mai aduce la echipă încă un jucător hero. S-au marcat 3 goluri, mai dăm și a treia oară de roată, care și de această dată se pare că se oprește tot în dreptul unui jucător hero. Pele vrea să-și betoneze defensiva, așa că o face cu 3 fundași de calitate. Au fost aduși la Brest Lucio, Lizarazu și Maicon, ce completează o linie de fund ce arată foarte bine. Ultima partidă de campionat înainte de Champions League este în fața celor de la PSG, partidă ce din păcate se termină cu înfrângere și fără gol marcat din partea echipei lui Pele. Asta înseamnă că roata ne este interzisă. Începe nebunia din UEFA Champions League pentru echipa lui Pele. Primul meci va fi contra austriecilor de la Sturm Graz și așa arată Brest înainte de această partidă. Clauza secretă cu numărul 2 din contractul lui Pele are legătură cu UCL și spune că din acest moment pentru fiecare victorie din grupa principală va mai putea aduce legende la echipă, așadar trebuie să joace la victorie. Hai să vedem ce se întâmplă în această primă partidă și victorie cu 3-0 fără drept de apel. Hazard și-a făcut treaba și a fost omul partidei. Prima victorie din Champions League ne dă dreptul să ne apropiem de roată și vom mai aduce un jucător la echipa lui Pele. Se pare că și de această dată vom mai aduce un jucător hero. La Brest vine un jucător ce cunoaște campionatul din Franța. Matuidi este ales în echipa lui Pele și sper să ne ajute.
Meciul 2 din Champions League este tot în fața unei echipe din Austria, de această dată vom întâlni pe Salzburg. Echipa lui Pele termină victorioasă această întâlnire din Austria și este foarte importantă pentru că mergem direct la roată. Aflăm imediat ce jucător nou va veni la echipa din Franța. La echipa lui Pele se pare că de această dată mai vine un icon. Aducem un jucător de atac de această dată, un debutant în rolul de legendă în FC25, este vorba de Gareth Bale. A treia partidă din Champions League este de această dată ceva mai complicată pentru că vom juca cu cei de la Leverkusen. Se anunță o partidă interesantă pe care se pare că o câștigăm destul de lejer, 4-1 pentru echipa lui Pele. Mai pleacă odată roata ce ne va ajuta să mai aducem o legendă la Brest și de această dată vom mai aduce un icon. De un mijlocaș mai este nevoie la echipă să completăm un prim 11 legendar, iar în această poziție nu avem cum să nu-l alegem pe Zinedine Zidane, legendă colosală ce vine să-l ajute pe Pele. Avem în continuare parte de un duel ceva mai accesibil în fața celor de la Sparta Praga. Această partidă se termină cu o înfrângere la care sincer nu mă așteptam. O chestie ce mi-a scăpat este că Rapidul joacă în Champions League în această carieră și îi bate pe cei de la Barcelona. Aș fi curios de reacția lui Șumudică după un astfel de rezultat. După 4 meciuri în Champions League, stăm destul de bine în clasament și mergem la următoarea partidă. Vom juca cu echipa bătută de Rapid, mai devreme vom juca cu Barcelona. Se anunță o partidă interesantă în fața Barcelonei, ce se termină la egalitate, rezultat ce ne ține pe loc pentru că nu ne putem apropia de roată. Ne putem consola cu o prestație bună din partea lui Pele. Următoarea echipă ce ne iese în cale va fi PSV, partidă în care se pare că echipa lui Pele își recapătă moralul, se termină 5-0. Partea importantă este că mai putem da din nou de roată și mai putem aduce un jucător de legendă la echipa lui Pele, care și de această dată va fi un icon. Din acest moment vom putea construi și o bancă de rezerve foarte puternică, însă următoarea legendă ce vine la echipa lui Pele n-are cum să stea pe bancă pentru că vine marele Ronaldo, brazilianul care nici el n-a câștigat UCL în cariera sa, vine acum să-l ajute pe Pele. Acesta va fi noul sistem de joc din acest moment pentru cei de la Brest. Mai avem 2 meciuri de jucat în această fază principală de Champions League, iar următoarea partidă este în compania celor de la Shakhtar. Echipa arată foarte, foarte bine în acest moment și este clară această victorie din deplasare. Roata noastră se oprește la limită de această dată, iar noi mai putem să aducem un icon la echipa lui Pele. Pele își aduce toți brazilienii de legendă în echipă, iar de această dată vine Ronaldinho, ce va juca direct titular. Hazard în acest moment va fi trecut pe banca de rezerve. Brest mai are o singură partidă în această grupă principală de UEFA Champions League, un meci foarte interesant în fața celor de la Real Madrid, ce se termină la egalitate 2-2. Nu vom da de roată după această partidă, însă este mai importantă calificarea de pe poziția secundă, asta înseamnă că sărim peste acel play-off. Dacă te interesează ce a făcut Rapidul, ei bine, ei au terminat pe poziția 33. Simulăm mai departe cariera noastră și ne aflăm adversara din optimile de finală. Vom avea dublă manșă în fața Barcelonei, echipă cu care am făcut deja egal în acest sezon de Champions League în grupa principală. Din acest moment intervine a treia clauză secretă din contractul lui Pele, care spune că va mai putea aduce legende la echipă doar în caz de calificare. Prima manșă se joacă în deplasare, jucăm la Barcelona, simulăm chiar acum și obținem o victorie importantă pe final de partidă, Ronaldo este marcator, iar acum ne vom pune mari speranțe în partida de acasă. Avem o pierdere importantă, Lucio nu va putea juca pentru că a luat cartonaș roșu în prima partidă, dar simulăm și se pare că ne calificăm! Se termină 2-2 partida de acasă, a fost nevoie de prelungiri și Gareth Bale aduce calificarea. Această calificare ne dă dreptul să dăm de roată și vom mai aduce un jucător hero la echipa lui Pele. De data asta vom pune pe banca de rezerve o legendă să ne ajute din punct de vedere defensiv și îl aducem pe Ricardo Carvalho. Am trecut de Barcelona mai devreme, iar acum sorții ne-o scot în cale pe AC Milan, despre care se scrie pe social media că ar fi o adversară foarte accesibilă, însă mai vedem asta.
Primul meci din dubla cu cei de la AC Milan îl jucăm acasă, partidă ce se termină cu victoria noastră la limită. Tot pe final de partidă se marchează și tot Gareth Bale o face. Mergem repede la manșa secundă jucată în deplasare. Simulăm partida din Italia care se termină cu victoria noastră după loviturile de departajare. A fost 2-1 pentru AC Milan și la penaltiuri nimeni nu a ratat din echipa noastră. Echipa lui Pele este calificată în semifinale, însă înainte să ne aflăm adversara, vom da din nou de roată care ne va mai aduce un jucător hero la echipă. De această dată, Fernando Morientes a fost invitat să-l ajute pe Pele. Acestea au fost rezultatele din sferturile de finală, iar în semifinale echipa lui Pele va trebui să treacă de cei de la Real Madrid. Echipa lui Pele joacă prima manșă acasă în fața celor de la Real Madrid, care din păcate nu se termină deloc grozavă pentru cei de la Brest. Real Madrid reușește să învingă o echipă plină de legende. Soarta acestui clip depinde acum de partida de pe Santiago Bernabeu, care se va simula chiar în aceste momente și pe care echipa lui Pele se pare că o câștigă și reușește calificarea în finală din nou după penaltiuri. Trăiește periculos echipa lui Pele, însă va juca finala și o va face împotriva celor de la Inter. Aceștia se pare că au trecut în semifinale de Bayern. Înainte de finală, echipa lui Pele mai poate aduce o legendă, așa că am dat de roată, iar aceasta se pare că se va opri în dreptul unui nou jucător icon. Special pentru marea finală a fost adus un jucător cu care Pele a făcut istorie, au fost colegi de generație. Garincha este prezentat chiar în aceste momente la Brest. Marele Pele își poate împlini visul de a pune mâna pe trofeul Champions League, are lângă el o echipă plină de legende, o echipă foarte bună și tot ce are de făcut este să treacă de cei de la Inter în finală. Echipa lui Pele începe în atac această partidă. Ronaldinho este la minge acum, acesta îi trimite lui Zidane. Zidane mai departe la Ronaldo. Ronaldo vrea să șuteze, însă este blocat. Martinez combină cu Barella, acesta se întoarce. Barella șutează de acolo, însă Buffon nu poate fi bătut așa simplu. Ronaldinho acum îi pasează lui Pele, ce are aici ceva spațiu de manevră. Pele ține de minge, încearcă să intre în careu, îi pasează lui Ronaldo, mai departe la Garincha! Și este 1-0 pentru echipa lui Pele, care începe în forță această finală. Defensiva Interului nu se apără prea grozav la această fază, iar Garincha nu are cum să ierte dintr-o asemenea poziție. O minge ce a circulat pe un traseu 100% brazilian. Cei de la Inter încearcă să dea o replică, să pară că nimic nu s-a întâmplat. Barella acum, Barella șutează și îl întinde pe Buffon. Thuram putea să întindă un picior acolo. Rămâne posesie pentru cei de la Inter, însă Lizarazu rezolvă. Garincha în duel cu Di Marco întoarce pentru Xavi, reprimește Garincha, pasă din nou în spate la Zidane, care șutează. Zomer însă este atent și parează. Martinez atacat de Pele, Pele-i fură mingea, însă Martinez rezistă. Di Marco, centrare din prima pentru Thuram. Thuram șutează din întoarcere, dar o face pe lângă. Pele se pregătește să bată acest corner și o face înalt în careu. Lovitură de cap, Zomer reușește să scoată această minge în bară. Rămâne posesie pentru echipa lui Pele. Ronaldinho acum. Ronaldinho pentru Ronaldo, care șutează, Zomer se întinde și mai oferă un corner. Iar noi avem reluarea de la faza precedentă. Sistemul funcționează și ne arată că nu a fost gol. Din nou Pele va bate și acest corner, din nou un alt în careu. Dumfries reușește să respingă, recuperează Zidane. Mai departe la Maicon, care șutează ca din pușcă și este 2-0 pentru echipa lui Pele. Ce șut frumos prinde legenda Maicon, care îl apropie pe Pele de marele trofeu, de marele său vis. 2-0 la pauză, un rezultat cum nu se putea mai bun pentru echipa lui Pele. Primește Lautaro Martinez, care așteaptă sprijin, îi pasează lui Barella, ce îl încearcă din nou pe Buffon de la distanță. Ies legendele cu mingea la picior, Pele acum îi pasează lui Ronaldinho. Ronaldinho din nou pentru Pele, din prima la Ronaldo, Ronaldo în care
Leu îl execută pe Zomer și este 3-0. Echipa legendelor pare mult prea puternică pentru cei de la Inter astăzi. Marchează aproape la fiecare fază, în timp ce italienii irosesc ocaziile. Cealhanoglu bate scurt pentru Barella. Barella îi retrimite lui Cealhanoglu. Combinații scurte ale interiștilor. Cealhanoglu șutează! Buffon este și de această dată atent. Destul de izolat, Ronaldo încearcă această pasă în zona lui Bale. Ajunge mingea la Bale, care combină cu Xavi. Reprimește Bale și este 4-1. A fost bătut și ultimul cui în coșciugul celor de la Inter. Combinație frumoasă între Bale și Xavi, iar galezul își trece și el numele pe lista marcatorilor. Se termină această finală cu un categoric 4-0 pentru echipa de super vedete a lui Pele, ce reușește să pună mâna pe trofeul UEFA Champions League. Această echipă a făcut un sezon magnific și pe plan intern, reușind să cucerească campionatul. Era interesant dacă reușeau să câștige și cupa, însă asta este. Dacă ți-a plăcut clipul de astăzi, te invit să lași un like și dacă ești pentru prima oară aici pe canal, abonează-te. Eu sunt Andurache și până data viitoare, să auzim numai de bine!